Salutare tuturor și bine ați venit la un nou joc. Nu episod, joc. Dacă ați văzut postarea mea de pe Facebook, probabil vă aștepta să nu postez nimic astăzi, dar am găsit ceva timp liber ca să joc puțin un nou joc indie numit Boson X. Este un super joc. Deci nici nu mai am ce zice despre el. Hai să-i dăm drumul. Pe cum vedeți, am jucat eu puțin pe acolo să deblochez ceva nivele. Și cam ăsta e jocul. Obiectivul să calci pe chestiuțele astea albastre pentru a lua energie. Din câte am înțeles, ăsta e un profesor care încearcă să descopere noi particule sau ceva de genul, oricum, știință. Iar obiectivul fiecarei misiuni este să faci 100% energie. Pe cum vedeți, am deja 67%. Dar poate vi se pare că e ușor chestia asta, că e ușor să faci asta. Vă spun eu, nu e. E destul de greu și ăsta e doar primul nivel. Deci este cel mai ușor dintre toate. Cu toate astea, de multe ori îl pierd. Și după ce faci 100% energie, normal, continui ca să vezi cât poți să faci mai mult, să te întreci în clasamente. Da, are și un clasament online jocul ăsta, așa că dacă vă place, o să mai fac și episoade cu el. O să, cum să zic, o să vă dau și numele cu care mă trec în clasament. Și dacă vreți să luați jocul, o să vă las linkul în descriere. O să ne batem în scoruri în clasamente, ce ziceți? Vă convine ideea asta? Că mie îmi convine. Firar, firar, firar. Puh, a fost cât pe ce. Așa, păi, nu prea am ce să vorbesc aici, am mai mult să mă concentrez. Vezi, nebun. Este cel mai mare scor pe care l-am făcut până acum. Bine, pe nivelul ăsta. Dar nu trebuie să mă lăcomesc. Asta e chestia, nu trebuie să mă lăcomesc. Dacă sunt multe astea albastre, mai și ratez din ele, nu sar pe toate, că s-ar putea să o pățesc. 199, hai, 200. 200, mă. Ai, ai. Final. 203,43. După cum vedeți, ăsta e numele cu care mă trec eu în clasament și la 203% sunt abia pe locul 9119. Oare pe locul întâi ce scor este? Ok, hai să mai încercăm o dată, să vedem. Facem scor mai mare. Deci, cum am spus, la început mi s-a părut chiar greu jocul. Adică nu prea înțelegeam cum fac astea. Salturile, cu cât ții mai mult, apăsa cu atât sare mai departe. Și în funcție de ce prinde viteză, trebuie să calculezi cât o să sari, unde o să sari, cât ți-a apăsat, cât de repede trebuie să sari, cât de repede trebuie să te miști, unde trebuie să faci. Ce... E destul de greu jocul. Adică nu e chiar un platformer ușor, ca să zic așa. Și după cum am zis, mâine o să mai fac un clip din Enviroper, pentru că am văzut că vă mai doriți clipuri de genul ăla. Și sincer să fiu, chiar mi-e dor să joc puțin Enviroper. Adică nu l-am mai jucat de mult. De când am făcut ultimul clip în care am prins peștele la uriaș, chiar nu am mai jucat deloc. Și, nu știu, Enviroper era chiar un joc pe care îl jucam în fiecare zi. Dar, da, acum am început și cu Alice, Half-Life și celelalte serii. Era gata-gata să mai lansez una. Bine, lăsând la o parte de proiectul ăla pe care v-am zis că e încă în lucru și la pirat. Și care sper să-l încarc, să încarc primul episod până pe 15 iulie. Ăla, asta e altă treabă. Asta fi, o să fie o serie mai aparte. Numai să... Să pot eu să-l, să o lansez până pe 15, bine. Pe 15, nu până pe 15. Și după o să văd dacă o să continui cu ea sau dacă nu. Și da, apropo de seria cealaltă, v-am spus că era gata-gata să mai lansez una. Chiar așa a fost. Chiar mă gândeam, mă, stai mă să mai lansez o serie, ce ne-avea? Păi prea puține. Și după aceea m-am gândit, mă, stai mă, 4. E destul de mult. Nu-s puține. Adică, da, o să termin Wolfenstein-ul, o să-l termin în câteva zile. Cum nu am pus astăzi clip cu el, o să dureze o zi, o zi mai mult ca să-l termin. Sau poate, poate o să încarc mâine două episoade ca să, nu știu, să recuperez. Oricum, clipurile de astăzi care trebuia să le pun, trebuie să le recuperez.
cum e numai unul, văd eu. Cum facem? Oricum, rezolv eu treaba, nu-i problemă. Da, na, am fost și încă sunt destul de ocupat astăzi. Am găsit așa o mică portiță ca să filmez asta, să nu vă las așa cu ochii în soare, că am promis că o să postez cel puțin un clip în fiecare zi, așa că încerc să mă țin de promisiune. Nu-mi place să fac promisiuni să nu mă țin de ele. Urăsc când se întâmplă asta și când sunt nevoit să nu mă țin de promisiunea pe care am făcut-o, da. Asta e, nu tot timpul poți să ții de ele, dar cu asta cu YouTube-ul chiar o să încerc să mă țin, mai ales până începe școala, că după o să revenim iar, cum am zis, la programul de clipuri doar în weekend. Și atunci când vin, cât mai multe, ca să recuperez toată săptămâna. Că dacă știți, făceam în weekenduri nu știu, cam 5-6 clipuri ca să recuperez ce am pierdut. Și cred că am început să vorbesc prea mult și ar trebui eu să mă concentrez la joc aici. Am crezut că am pățit-o. Om, ce repede merge ăsta. Stai puțin, dacă la 200 și sunt abia pe locul 9000. Bă, frate, cât de repede merge când o ajunge la scorul care e pe locul întâi. Și ce scor e pe locul întâi? Asta mă enervează, că nu pot să văd. Dana, oricum, sper, o să joc jocul ăsta, chiar îmi place. Sper că o să ajung la performanța asta, să fiu printre primii. Și la câte nivele sunt, o să fie destul de greu. Dar sunt mulțumit dacă măcar la un nivel o să fac un scor atât de mare încât să ajung în... Să zicem în primii 50. Nu! Firar să fie! V-am spus, e destul de greu. Asta. O, bun. Bun. De la 9000 la 3800. E ceva? Nu prea mult, dar este. De fapt, stai, cum nu prea mult? Ar fost, era 3895, adică aproape 4000. Să facem, rotunjim la 4000. 9000, cam 5000. Am trecut cu 5000 de locuri mai sus în clasament. Hai că e bine. Asta e ultima încercare pentru clipul ăsta. Și dacă mai vreți, eu o să mai postez, că mai sunt multe, multe nivele de arătat și fiecare zi e mai greu. Dar bine, nu sunt chiar multe, sunt 6 sau 8. Nu știu, ori 6 ori 8 sunt. Le număr eu și văd. Am uitat. Cred că 8 sunt. Mamă, ce-am scăpat, asta a fost la limită. La limită a fost aia. Hai să vedem dacă mai ajungem iar până la 200 și... Ar fi culmea să nu mai ajungem, da? Se mai întâmplă și chestii de-astea. Oricum, jocul ăsta, cu cât îl joci mai mult, cu atât te obosește mai tare și... Trebuie să mai ieși și pauză. Deci, practic, eu... Ăsta nu joc mai mult de 20 de minute. Eu nu pot, până la urmă, mă zăpăcesc și nu mai știu unde și când să sar, cât să țin apăsat. Și decât să stau așa să pierd, mai bine iau o pauză de vreo cât o fi și intru mai târziu să joc. Exact așa e și cu o aplicație pe care o am pe Android și îmi place foarte mult. Piano Tile sau Don't Tap the White Tile. Nu știu dacă o știți. Practic sunt nu știu cum să zic. Ecranul este împărțit în 4 coloane pe unde vin pătrățele albe și pătrățele colorate. Depinde ce culoare ai pus și trebuie să apeși doar pe alea colorate și din ce în ce e mai greu și da, chestii de astea. Oricum, vi se pare o tâmpenie, dar nu știu, și mie mi s-a părut la fel, o tâmpenie, până când l-am luat și am văzut ce. Și chiar vi-l recomand, Don't Tap the White Tile. Căutați pe Google Play și o să-l găsiți sigur. Fier ar să fie. Păi, asta e. Asta a fost cu primul episod din Boson X. Da, erau 6, nu 8. Ăștia ce am descoperit eu. Și n-am făcut prea mult scor în nivelele astea. Ăsta nici măcar nu l-am completat. Deci, cum am zis, sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți clipuri cu ăsta, doar spuneți-mi și o să mai fac. Chiar îmi place jocul ăsta. Bun. Până mâine, nu pot să vă spun decât la revedere.